Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Cei care citesc acest blog de mai mult timp știu foarte bine că nu mai sunt adventist de ziua șaptea de câțiva ani buni și aș dori acum să enumerez motivele care m-au determinat în ultimii 10 ani să renunț nu numai la adventist, ci și la orice religie în general, deși am fost educat într-o ramură foarte strictă a adventismului de ziua șaptea, și anume reformismul. Aș dori să las la latitudinea dumneavoastră parcursul meu spiritual după această renunțare, nu? Și mai ales să vă las să vă răspundeți la întrebarea ce este rău. În ce rău consistă în faptul că m-am lepădat de acea veche viziune religioasă din trecut. Aș vrea să încep cu următorul lucru, pentru că am fost acuzat în nenumărate rânduri că motivele principale care au stat la baza acestei schimbări mari în viața mea spirituală sunt eminamente personale și că frustrarea și doar frustrarea este catalizatorul care mă împinge să tun și să fulger contra oricărui sistem religios și acelui adventist în mod special. Ei bine, pentru a elimina definitiv orice fel de speculații, doresc să prezint așadar rând pe rând motivele și etapele care au survenit în viața mea spirituală, care m-au îndreptat rând pe rând spre această renunțare la religia copilăriei. În timp ce nu pot nega, ar fi nesincer din partea mea și antinatural, cred eu, să neg frustrarea faptului că mi se interzice cu înverșunare să-mi duc din punctul meu de vedere propriul copil, ba chiar mi este interzis cel mai minim contact cu el de peste 6 ani de zile, unul dintre acelea fiind, desigur, și cel al schimbării mele sau al apostaziei mele religioase. Și în timp ce este adevărat că mi-aduc cu aminte cu oroare de tratamentul inchizitorial al bisericii în ceea ce privește nesupunerea mea față de dogma Trinității, la fel de adevărat este faptul că nu acestea sunt motivele determinante care m-au făcut să renunț la adventism. Tranșant o spun, Biserica Adventistă nu are niciun fel de vină în mod concret pentru drama mea personală și ar fi absurd ca să dau vina, nu, pe ea din acest punct de vedere. Dacă așadar doar acest episod din viața mea ar fi principalul motiv al renunțării mele la adventism, la religie, la religiozitate, atunci, cu siguranță că ar fi unul extrem de subiectiv, iar ca urmare tot ceea ce scriu și tot ceea ce fac de aproape 4 ani de zile pe blogul personal ar fi lipsit de seriozitate. Însă, țin să vă asigur că știu, cunosc mulți prieteni, mai mulți sau mai puțin de vârsta mea, care au renunțat ca și mine la tradiția religioasă în care au fost crescuți, fie adventiști, fie reformiști, și ale căror familii sunt intacte, a căror viață personală este normală, ba chiar împlinită, iar din acest punct de vedere, motivele mele pentru erezie, motivele noastre pentru erezie, trebuie să fie așadar mai adânci și mai serioase decât simplele frustrări personale. Și aș dori să le prezint, să le număr în minutele care urmează. Mi-aduc aminte de faptul că primul pas al apostaziei mele, bineînțeles, când spun apostazie, ghilimelele de rigoare sunt subînțelese. Primul pas, repet, a fost acela
se datorează lui Gili Cârstea. Lui Gili Cârstea și modului său interesant de a privi rolul neprihănirii prin credință în economia mântuirii, datorită articolelor sale de pe site-ul său de pe internet, cât și a cărților scrise de el, mă rog. Mi-a fost trezit interesul pentru cărțile lui A.T. Jones și Wegener, pe care răstim de vreun an de zile, prin 2007, le-am citit aproape în totalitate. Cu această ocazie mi-a devenit conștient pentru prima oară în viață faptul că diferența enormă dintre paradigma lor de vedere și paradigma oficială a sistemului adventist cu privire la ce înseamnă, printre multe alte subiecte, noțiunea de biserică a lui Dumnezeu. Mărturisesc, de exemplu, că în timp ce citeam cartea Aceasta este biserica a lui Jones, pe care o recomand neapărat prietenilor și cititorilor blogului meu, reacția mea, pe măsură ce citeam, era aceea unui suporter al cărui echipe națională se califică mai departe la un campionat mondial. Și asta pentru că subliniam fiecare gând cu care rezonam și mă bucuram în sinea mea că mă regăseam în ideile lui Jones cu privire la acest subiect al bisericii adevărate. Și că ideea de biserică adevărată a lui Dumnezeu nu are niciun fel de legătură cu vreo biserică instituționalizată. Ea, această idee fusese mai de mult prezentă în mintea mea, însă acum se vedea, iată, confirmată cu argumente biblice, cu argumente puternice de Jones, de unul dintre geniile vechi ale adventismului. În plus, această concluzie aducea o libertate, o senzație de libertate și de bucurie care nu se poate descrie în cuvinte și pe care nu o experimentasem niciodată în cei 30 de ani de zile de adventism. Aceasta deci a fost prima etapă în schimbarea mea religioasă, și anume Gili Cârstea, ulterior cărțile lui Jones și Wegener. A doua, cred că a fost, dacă nu mă înșel, renunțarea la credința în dogma Trinității. Studiile pe care le-am făcut prin 2005 împreună cu mai mulți prieteni adventiști și reformiști în Spania au fost suficient de elocvente să mă determine să nu mai cred în Trinitate. Bineînțeles, acele studii pe vremea aceea nu abordau subiectul așa cum l-aș aborda astăzi, era exclusiv cu Biblia și cu spiritul profetic, însă chiar și așa am înțeles pentru prima dată că adventiștii țineau cu dinții morțiși, când spun asta mă refer bineînțeles la sistem, la dogma oficială, țineau cu dinții morțiși de ceva ce nu poate fi admis logic și rațional, ci doar prin superstiție și doar prin încredere oarbă, bineînțeles, în autoritatea bisericii. Dar, în orice caz, în urma unui astfel de studiu cu privire la Trinitate, s-a deschis pentru mine cutia Pandorei, pentru că m-am întrebat pur și simplu ce rol au de fapt dogmele și dacă nu cumva mai există și alt fel de doctrine adventiste la fel de absurde ca doctrina Trinității. Deci, recunosc că aceasta a fost o mare cotitură în viața mea spirituală. O a treia etapă pe care aș dori să o menționez a fost participarea la mai multe întruniri organizate de prietenii mei foști reformiști, care de asemenea renunțaseră la dogma Trinității și la dictatul bisericii, întâlniri în cadrul cărora am descoperit pur și simplu o altă evanghelie. Am descoperit un alt Dumnezeu decât cel predicat până atunci de la amvoanele bisericii și din nou în urma acestor participări la aceste întruniri
senzațiile care au, bineînțeles că sunt subiectiv când vorbesc despre senzații și sentimente, dar trebuie să le enumăr. Aceasta a fost parcursul meu și trebuie spomenite. Și anume, bucuria mântuirii, certitudinea mântuirii, senzația libertății depline, absența definitivă a fricii față de Dumnezeu au fost efectele imediat următoare sau în cadrul unor asemenea participări. Și ceea ce observam de asemenea era că participanții aveau un interes autentic, nu plictiseala, nu rutina pe care o observasem an după an în studiile lecțiunii școlii de sabat, ci efectiv interes serios și studiu serios. A urmat o a patra etapă în transformarea mea spirituală, etapă pe care o consider extrem de tristă și pe care nu o doresc desigur nimănui. După mutarea mea din România în Germania, când am început a treia oară de la zero în viață, a avut loc singura și cea mai puternică depresie în viața mea, în anul 2009, iar nedreptățile și suferința personală m-au determinat să renunț temporar nu numai la religie, ci și la Biblie și la Dumnezeu și la orice avea legătură cu lucrurile spirituale. Îmi aduc aminte foarte bine cum ateismul cel mai înverșunat a bătut la ușa mea și eu l-am invitat cu plăcere, pentru că nu suportam faptul că acel Dumnezeu căruia eu îi slujisem 30 de ani din viață foarte credincios, în cel mai conștiincios mod cu putință, în paranteză fie spus, îmi aduc aminte de colportajele pe care le făceam, îmi aduc aminte de un DVD cu compilații din cele mai importante capitole din Marea Luptă pe care l-am făcut în limba spaniolă și pe care îl împărțeam personal sau cu prietenii de aceeași orientare ca și mine pe vremea aceea prin Valencia sau prin Castellón. În orice caz, repet ideea, nu suportam faptul că acest Dumnezeu pe care îl servisem cu cea mai mare conștiinciozitate, nu, de care fusesem eu capabil acum în cele mai grele momente din viață, mă părăsise și nu îmi asculta sub nicio formă cererile. Nu m-a mai interesat, de aceea deloc nimic din cea, niciun fel de literatură religioasă, nu m-a mai rugat, nu m-a interesat Biblia, iar toate căutările mele pentru a da răspuns la dilemele care se ivesc în viață într-o asemenea ocazie au căpătat de data asta un substrat științific. Am început să citesc cărți de astrofizică, de fizică, de neuropsihiatrie, pentru că eram curios să știu totul și să capăt, deci, un răspuns la ceea ce la întrebările care mă chinuiau legate de viața mea personală și nu neapărat. În principiu, căutările erau, bineînțeles, îl priveau ca subiect principal pe Dumnezeu și caracterul acestui Dumnezeu. Însă s-a întâmplat ceva deosebit, pentru că pe măsură ce citeam aceste cărți care făceau propagandă științifică la un nivel de amator, bineînțeles, pot să spun că l-am reîntâlnit pe Dumnezeu sau, altfel spus, El m-a reîntâlnit pe mine, dar la un alt nivel, la un nivel cu totul diferit față de cel cu care fusesem obișnuit mai înainte. Descopeream de data asta un Dumnezeu inteligent, un Dumnezeu care a creat Universul prin Big Bang, acum 13 miliarde de ani și jumătate, cel care făurise legile naturale după care se conduce acest univers,
un Dumnezeu care așteptase, de exemplu, 200-300 de milioane de ani ca să apară prima galaxie în univers sau alți 12 miliarde de ani, alte 12 milioane de ani pentru ca să apară viața pe Terra. Renunțasem la Dumnezeul acela iudeu primitiv, din păcate nu numai iudeu, care pedepsea cu moartea oameni care transportă lemne ziua sabatului, un Dumnezeu care se răzgândește că a creat omul, un Dumnezeu care ucide indiscriminat la potop sau care face, de exemplu, deosebire într-o femeie aflată la menstruație sau nu, ca fiind curată și necurată. Descopeream, în schimb, de data aceasta, un Dumnezeu inteligent, așa cum am spus, un Dumnezeu care făcea nu teologie, ci făcea matematică, fizică și chimie. Unul care, în sfârșit, nu era după chipul și asemănarea celor care au scris Biblia. Ei bine, în timp ce acest Dumnezeu încerca, să spun așa, prin intermediul științei să se împace cu mine și parcă îmi șoptea din ce în ce mai mult că gândurile lui și căile lui nu sunt sub nicio formă cele ale întemeietorilor de religii, o altă etapă în evoluția mea spirituală a fost Bart Ehrman. Au fost cărțile lui Bart Ehrman, dintre care două le-am citit, Misquoting Jesus, Răstrămăcindu-l pe Iisus, care am citit-o chiar în limba română, deci există în limba maternă și o recomandă de asemenea în mod deosebit cititorilor blogului meu, și Jesus Interrupted. Bart Ehrman este un profesor de Noul Testament la Universitatea North Carolina, care și-a dedicat numai puțin de 27 de ani din viață studiului originalelor, deci manuscriselor originale ale Noului Testament. E bine, citirea cărților lui Bart Ehrman mi-a determinat concluzia că Dumnezeu era mult mai înalt, mai misterios decât, și adevărul în general era mult mai misterios decât așa cum îl înțeleseseră apostolii sau autorii Bibliei în general, pentru că aceeași problematică care se întâlnește în cadrul studiului autentic al Noului Testament se poate aplica și în ceea ce privește Vechiul Testament. Și am ajuns la concluzia că dacă doream să știu cu adevărat ceva despre Dumnezeu, despre viață, nu trebuia să fac apel numai la teologie. Trebuia să renunț la felul maniheist tradițional, adventist de vedere, în care lucrurile sunt perfect explicate și există răspunsuri la majoritatea întrebărilor, ci trebuia să accept realitatea dilemelor. Adică să spun și eu, dacă vreți, într-un fel, la fel ca și Newton la sfârșitul vieții sale, că nu mă mai puteam baza numai și numai pe Biblie în căutările mele și că Dumnezeu era un ocean infinit de căutări. Și din acest punct de vedere trebuia să fac apel de data aceasta la un domeniu pe care îl neglijasem în totalitate în cei 30 de ani de până atunci și cu care acum cochetam, și anume domeniul științific. Bineînțeles, rămânând încă puțin la Bart Ehrman, nu mă mai puteam baza exclusiv pe Biblie în căutările mele, deoarece, dincolo de faptul că Biblia este copia copiilor originalelor, din acest punct de vedere cu nenumărate, mult mai multe decât poate fi gata un credincios să accepte, cu nenumărate greșeli, adăugiri și omisiuni textului sau pe marginea textului, intenționate sau neintenționate ale celor care au copiat manuscrisele originale, acesta însuși este un șoc,
Deci, dincolo de acest lucru, faptul că mi-am spus Dumnezeu este mult mai mare și mai misterios decât culorile al negru în care Emil zugrăvise religia până atunci. În fine, o ultimă etapă pe care aș vrea să o menționez este cea a unui este în actualitate cea pe care aș putea o numi un agnosticism sănătos sau dacă acest lucru pare un pic ciudat pentru mulți, să-l explic, e vorba despre un agnosticism care nu are de-a face cu absența credinței în existența lui Dumnezeu, pentru că sunt convins că El există și nu are de-a face nici cu absența credinței în ceea ce privește benevolența caracterului lui Dumnezeu, pentru că de asemenea credința mea în persoana, în misiunea, în viața și în învierea lui Iisus Hristos au rămas nealterate. Are însă mai degrabă de-a face acest agnosticism cu dilemele de care vorbeam mai înainte, cu recunoașterea faptului că sunt multe semne de întrebare serioase cu privire la, de exemplu, intervenția divinității în istorie, în viața individului, la mecanismul rugăciunii prin care funcționează rugăciunea, la mecanismele care au adus sau care stau în spatele apariției vieții și a evoluției vieții, la conflictul dintre bine și rău, care, fie vorba între noi, nu durează de 6.000 de ani, durează de, iată, cel puțin 13 miliarde de ani și jumătate, ca să nu mai vorbesc despre faptul că durează încă la 2.000 de ani după cruce, când, potrivit punctului de vedere clasic adventist, lucrurile au fost perfect lămurite înaintea Universului cu privire la caracterul lui Dumnezeu și caracterul lui Lucifer. Însă, iată, conflictul încă mai durează și cine știe cât o să mai dureze aici înainte. Toate acestea sunt dileme serioase care mă determină să nu mai fiu așa de rapid în a mă ralia unei credințe oficiale sau alteia și să fiu mai umil și mai tolerant, mai rezervat, acesta este cuvântul, să fiu mai rezervat în ceea ce privește luarea unei poziții. După ce am enumerat așadar etapele care au constituit rând pe rând transformarea, schimbarea mea spirituală dintr-un adventist reformist cu ochelari de cal în ceea ce sunt astăzi, aș dori să enumer la fel de scurt motivele concrete care astăzi nu care astăzi stau la baza independenței mele religioase, da, față de orice fel de religie sau de denominațiune religioasă. Cu alte cuvinte, de ce nu mai pot fi adventist? Așa cum se știe, orice biserică și cea adventistă nu face excepție, devine tributară la un moment dat, din păcate, dogmelor. Iar dacă dorește să supraviețuiască, nu trebuie să-și piardă identitate reflectată, desigur, tocmai în aceste dogme. Mai concret spus, trebuie să țină cu dinții de concepte care, deși este evident că devin ridicole pentru omul modern, îi asigură, în schimb, acele semne de distinție între ea, între biserică și lumea păcătoasă de afară. Însă aici avem de-a face, bineînțeles, cu noțiuni de pură psihologie și political correctness, la care nu mă pricep foarte bine, nu le stăpânești, de aceea aș vrea să le las deoparte. Și să enumăr, în schimb, în mod concret motivele
motivele pentru care nu mai pot fi adventist, nu mai pot fi de fapt sub nicio formă religios. Una ar fi aceea a limitării intelectuale și spirituale ca efect al recursului la dogmă. Adică, mai pe șleau spus, biserica nu te lasă să gândești cu creierul propriu. Rațiunea, analiza critică, îndoiala ca cerință sine qua non în procesul cunoașterii, dialectica ideilor, dialogul sincer și serios, deschis, nepărtinitor, libertatea de expresie, toate acestea sunt privite în Biserica Adventistă ca însușiri satanice. Dacă cineva gândește diferit de felul în care gândește întreaga corporație, este, bineînțeles, vârful de lance al diavolului, așa cum se exprima odată un prieten. Este extrem de periculos. Este pionul de care diavolul se folosește în mod personal. Deci cu cât este mai open mind acea persoană, cu atât este mai și mai capabilă intelectual, cu atât este mai periculoasă. Cel mai bine, conform lor, este să rămâi la limitele trasate de dogmă, fără să-ți pui întrebări și chiar dacă ți se repetă mereu și mereu că trebuie să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, în realitate, investigația serioasă, științifică, academică a Bibliei este cu siguranță descurajată. În realitate, ți se cere să crezi, așa cum am zis, fără să pui prea multe întrebări. Haideți să citez un leitmotiv în cadrul lecțiunilor școlii de sabat, să nu deviem de la lecțiune. Ți se cere să crezi doar ce spune clerul, doar ce spune lecțiunea de sabat, gândită, bineînțeles, de alții. Și aici s-a terminat. Cele mai bune exemple în acest sens din istorie sunt chiar Jones și Wegener, de care am pomenit mai devreme, sau Robert Brinsmith, un alt nume important în istoria adventismului, sau, dacă vreți, la noi, Florin Lăiu și Gili Cârstea, oameni care la un moment dat au deviat un pic de la norma impusă de biserică, de la hotarele stabilite de biserică dogmatic, și într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, au avut de suferit. Ai de făcut o alegere în acest caz, o alegere dificilă. Ori îți înnăbuși conștiința și arunci la gunoi ceea ce ai studiat o viață întreagă și te împaci cu biserica, așa cum a făcut Lăiu, sau devii, fără voia ta, dușman al bisericii organizate și ești privit, repet, ca un purtător de cuvânt al diavolului. Ce să mai, dacă mă refer la Edi Constantinescu sau la Gili Cârstea. Un alt lucru care mi-a atras atenția și care m-a făcut să renunț la adventism este legalismul înspăimântător în care se zbate adventismul, nu? În care trăiește adventismul. Deși se declară o biserică evanghelică neoprotestantă, în realitate învățătorul oficial adventistă îndreaptă lumea spre niște concepții profund iudaizante care nu au niciun fel de legătură cu creștinismul primului secol, cu biserica creștină fundată de apostoli. Și vreau să dau pentru conformitate doar două exemple. Recurgerea la argumente din legea ceremonială, din Vechiul Testament, din primul legământ, care știm foarte bine că nu mai are niciun fel de importanță după cruce, atunci când vine vorba despre darea zecimii sau despre importanța clerului religios. Și un al doilea exemplu este contrazicerea flagrantă dintre fapte și vorbe atunci când vine, în ceea ce privește harul, Evanghelia și legea.
Spre exemplu, deși adventiștii admit că harul vine sau mântuirea vine doar prin har, prin credință, fără faptele legii, ca să nu se laude nimeni, repet, fără faptele legii, în realitate adventiștii arborează cu mândrie denominațional, steagul lor denominațional principal, și anume sabatul. Mântuirea o fi dată prin har tuturor oamenilor, adică asta însemnând total fără vreo contribuție sau merit omenesc, însă cine nu ține sabatul, precum mai ales cum o facem noi adventiștii, nu este mântuit. De-aia cred eu că se și străduiesc ca în evanghelizările mamut pe care le fac în lumea a treia, sabatul să fie una dintre primele informații, nu, care sunt comunicate acelor oameni. Însă recursul la Vechiul Testament, recursul la Vechiul Legământ al adventiștilor nu se rezumă doar la sabat. Îmbrăcămintea, stilul de viață, hrana, bijuteriile, distracțiile, tot felul și modul de a-și concepe viața este tributar în foarte mare măsură Vechiului Testament. Și după ce mi-am petrecut 30 de ani în mijlocul acestei biserici, cred și eu că știu foarte bine ceea ce spun când spun că adventismul este o struță, o cămilă teologică, este un regres spiritual și intelectual nu în Evul Mediu, ci chiar înainte de Evul Mediu, în perioada antică iudaică, și o mistificare a adevăratei Evangheliei care a venit odată cu Iisus Hristos. Un alt motiv, ar fi foarte mult, bineînțeles, de discutat, dar nu vreau să vă provoc răbdarea, nu? Să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Cred că încerc foarte pe scurt și foarte succint să spun motivele principale, așa cum le văd eu, bineînțeles. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să vedeți subiectivitatea mea sau nu. Un alt motiv al faptului care m-a îndepărtat de adventism sunt psihozele religioase și escatologice, în mod deosebit. Fie că este vorba de infiltrarea iezuiților sau a masonilor în biserică, prin diverse învățături neconforme cu tradiția adventistă, fie că e vorba despre tendința de acceptare a teoriilor conspiraționiste, în care aici exponenții de marcă adventiști sunt Walter Veit și David Gates, fie că avem de-a face cu scenarii escatologice în care adventiștii sunt persecutați la nivel mondial pentru credința lor, implicând prin asta, bineînțeles, că sunt o amenințare în secolul 21 pentru lume, sau chiar prin dogme total absurde, cum sunt aceia judecății de cercetare, atributul spiritual care caracterizează orice adventist este frica. Deci, scheletul. Atunci când îl dezbraci teologic pe un adventist, frica stă la baza religiei lui. Frica de orice este nou, frica de a-și pune întrebări, frica de a cunoaște, frica de pierderii mântuirii, frica ca nu cumva la judecata de cercetare numele lui să fie trecută în cartea nepotrivită, și în ultimă instanță, nu-i așa, frica de Dumnezeu. Ei chiar citează Eclesiastul din acest punct de vedere și chiar se mândresc, în sensul că citează acel verset din Eclesiastul unde spun că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Deci oamenii înțelepți sunt cei care se tem și cei care se tem de Dumnezeu în mod deosebit. Adventistul trăiește această psihoză, chiar dacă nu vrea să o recunoască deschis, sau trăiește într-o veșnică psihoză. Nu fac asta și asta pentru că pierd mântuirea, pentru că îl supăr pe Dumnezeu, pentru că pierd statutul de membru și așa mai departe. Asupra sa
în fiecare moment este îndreptat, deși el nu folosește, bineînțeles, aceste cuvinte ale mele, dar plastic vorbind, este îndreptat ochiul la toate știutor al unui Big Brother cosmic, care spionează ce ai în frigider, spionează ce faci în sabat, spionează dacă faci dragoste cu prietena înainte de căsătorie, dacă faci dragoste cu soția în sabat, ceea ce este foarte rău, nu? Și tot felul de astfel de intimități personale din viața individului, Dumnezeu le spionează. Le spionează 24 din 24 de ore, ca și când n-ar avea altceva mai inteligent de făcut decât să se comporte ca un agent KGB sau ca o mamă care își păzește sugarul. Toate aceste amănunte, toate aceste exemple sunt dovada unei psihoze de grup cu care, bineînțeles, nu am vrut să mă mai identific. Apropiindu-mă încet încet de final, un alt motiv pentru care nu mai simt sub nicio formă identificat cu adventismul este disprețul generalizat față de știință al Bisericii Adventiste. Deși pare șocant ceea ce spun eu, haideți să vedem dacă este adevărat. Părerea mea în urma la toate dezbaterile pe care le-am avut pe forumuri, pe blogul personal și așa mai departe, este aceea că Biserica Adventistă a devenit ca un fel de ghetto încercuit cu sârma ghimpată a dogmelor, în care argumentul științific nu are ce căuta. Știința este calificată de adventiști ca fiind bună și fiind falsă, iar teoriile științifice fiind de foarte multe ori pentru ei simple ipoteze. Ipoteze fără niciun fel de temei serios de a le crede. Și hai să dau câteva exemple. Prin disprețul uriaș cu care privește, de exemplu, părți ale cosmologiei, părți consacrate ale cosmologiei moderne, cum este, de exemplu, teoria nașterii Universului prin Big Bang, teoria formării sistemului solar, teoria formării Lunii ca satelit natural al Pământului în urma ciocnirii dintre Terra și o altă planetă gigantică, ca să nu mai zic oroarea cu care este tratată teoria evoluției speciilor, vârsta de sute de milioane de ani a vieții pe Pământ sau geologia de timp adânc, prin disprețul față total și general, deci nici nu vor să discute despre aceste lucruri în secolul 21, adventismul a devenit în mod inevitabil irelevant pentru clasa intelectuală, pentru cineva care a mai citit și altceva în afară de Ellen White și de Biblie. De fapt, o foarte mare parte dintre adventiști constituie aceste discipline, cum sunt biologia, cum sunt geologia, genetica și așa mai departe, chiar discipline ale diavolului, iar atunci când vine vorba despre întrebarea pentru cine este pentru cine este important creștinismul în secolul 21, dacă pentru omul intelectual nu mai reprezintă niciun fel de atractivitate, răspunsul lor este acela că e mai bine să rămânem așa ignoranți. Iisus Hristos și-a ales ucenici care nu au fost inteligenți și de asemenea nu a fost acceptat ca Mesia de oamenii deștepți ai vremii lui. Într-un cuvânt, ei spun, e mai bine să rămâi ignorant, pentru că cu cât suntem mai ignoranți, cu atât suntem mai credincioși, mai neprihăniți, cu atât suntem mai pe plac lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc câteva versete din Proverbe,
din Proverbe, capitolul 1, care le consider foarte potrivite în contextul discuției la momentul de față. În Proverbe 1, începând cu versetul 20, spune: înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate își spune cuvintele ei. Și acum ce spune înțelepciunea poporului? Până când veți iubi prostia proștilor, până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi și vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seamă, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde, spune înțelepciunea, când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Da? Am fost pe bună dreptate acuzat pe blog și nu numai eu, ci mulți alți cunoscuți, mă rog, care s-au lepădat de preceptele adventiste, de viziunea aceasta cu ochelari de cal vechi, am fost acceptați că folosim în limbajul nostru scris sau vorbit de foarte multe ori batjocura, deși nu recunosc acest lucru. Mai degrabă satira sau ironia ca formă literară pentru a ridiculiza părerile greșite, pentru a ridiculiza ceea ce nu poate fi susținut sub nicio formă cu o minte sănătoasă. Și, bineînțeles, acest lucru a fost privit ca ceva negativ. Deci este foarte urât să folosești ironia și să folosești satira ca metodă de stil pentru a deschide ochii orbilor. Însă iată ce spune aici chiar textul biblic. Vreau să spun că de multe ori Proverbe 1 este folosit ca un argument al unui dialog dinspre Dumnezeu înspre poporul său, cel care citește aici. Voi râde de voi când veți fi în vreo nenorocire și îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Când vă va apuca groaza ca pe o furtună, când vă va lui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi. De ce? Răspuns: pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Bun, cer scuze pentru această citire poate un pic mai lungă din Proverbe capitolul 1, însă cred că era necesară, foarte necesară în contextul discuției din mai multe puncte de vedere. S-ar putea însă aduce aici obiecția de către prietenii mei adventiști la faptul că Ecclesiastul, un om inteligent, nu-i așa, nu se referă la știință așa cum o înțelegem noi astăzi. Nu exista atunci nici metodă științifică, nici demersul modern științific. Cu toate acestea, cu siguranță că rândurile de sus sunt un pamflet din partea lui Solomon, la adresa prostiei, la adresa ignoranței, la adresa celor care iubesc prostia și a celor care se mândresc cu ignoranța lor și spun mai degrabă să rămânem așa, mai degrabă să nu ne punem întrebări, pentru că uite, oamenii inteligenți, uite ce au ajuns să nu mai știe ce să mai creadă, să nu mai creadă nimic și așa mai departe. Înțeleg foarte bine faptul că mulți dintre
prietenii adventiști nu pot să înțeleagă matematica lui Leibniz, nu pot să înțeleagă matematica lui Schrödinger sau a lui Einstein. Însă ceea ce nu înțeleg este faptul că nu pot să priceapă că dacă luminii trebuie 8 minute să ajungă de la Soare la Pământ, e bine, în cadrul acelorași formule matematice, aceleași luminii trebuie 13 miliarde de ani să ajungă de la o galaxie îndepărtată la Pământ. Nu e altceva decât aplicarea exact aceleași matematici. Înțeleg să n-ai habar de genetic drift, de legile lui Mendel sau de alte lucruri complicate, nu? Din genetică sau să fugi ca de necuratul de argumentele darwiniste, pentru că sunt foarte greu de înțeles pentru majoritatea. Dar nu poți să pricep cum de nu observi că specia umană, asta creată acum 6.000 de ani, să spunem, ei bine, în decursul acestor 6.000 de ani s-a diversificat atât de mult în atâtea rase distincte. Fie vorba între noi, nu e vorba de 6.000 de ani, e vorba de 150.000 de la apariția Homo sapiens până astăzi. Dar lăsând deoparte acest mic amănunt neimportant, lumea ar trebui să fie conștientă de diversitatea în cadrul unei singure specii care este produsă de legile genetice, așa cum sunt ele explicate extrem de bine la ora actuală de teoria evoluției. Ce este și mai sinistru este să constat cum oameni inteligenți din biserică, din dorința de a nu își pierde pâinea caldă asigurată de sistemul pe care îl servesc, sunt gata să te învâlui și să te aburească cu cele mai îngrozitoare sofisme despre falsitatea științei, despre faptul că nu te poți bizui pe teoriile științifice în totalitate pentru că sunt schimbătoare, ca și când dacă ar fi schimbătoare înseamnă că nu sunt adevărate sau că au fost rele, nu? Au fost greșite la început și mai departe. Leitmotivul prezentării lor, nu? Este acela că Biblia și numai Biblia are dreptate. Ca urmare, știința este de la diavol, sau există știință de la Dumnezeu și există știință de la diavolul. Chiar pe unul dintre comentariile cele mai recente de pe blog, un anonim, un cititor anonim al blogului îmi spunea că trebuie să apreciem știința pentru că Dumnezeu face știință, însă să avem grijă că și diavolul face știință și că poate fi periculoasă, nu? Știința, dacă nu știm să deosebim între cea care vine de la diavol. Într-adevăr, n-ar fi primul care se exprimă în acest caz, Gilly Cârstea, spunându-mi personal într-un e-mail că știința este de la diavolul, deoarece cel care a oferit pentru prima dată omului cunoașterea nu a fost Dumnezeu, ci a fost diavolul la pomul cunoștinței binelui și răului. Interesant este că toți acești prieteni care refuză sub orice formă, orice fel de studiu, chiar și la nivel de amator, despre lucrurile care au de-a face cu știința, da? Totuși se folosesc de cele mai performante calculatoare, de cele mai performante software-uri, de aparate de navigație prin satelit sau de televiziune din satelit și mai departe, pentru ca să-și pregoneze în ideile în eter, așa că nu rămân fără comentarii din acest punct de vedere. Așadar, nu mai sunt un adventist, detest din tot sufletul, o spun pe șleau, orânduirea și sistemul adventist, dar am o profundă compasiune pentru acei prieteni adventiști care mai consideră și astăzi ignoranța ca fiind o virtute și se mândresc cu această ignoranță. Nu am nimic împotriva adventiștilor în sine, deoarece sunt convins că ei sunt victimele instituției
care îi manipulează. Dimpotrivă, am printre ei suficienți prieteni cu care mă înțeleg foarte bine, care pot confirma că nu urăsc și nu am absolut nimic cu individul în sine, ci mai degrabă cu felul în care el se laudă cu ignoranța sa și prin care dovedește această ignoranță. Am fost acuzat mereu și mereu de faptul că în urma acestui interes al meu din ultimii ani pentru știință mi-am pierdut credința în Dumnezeu. Acest lucru este desigur un atac la persoană, este o minciună gratuită și nimic mai mult. Pot asigura dimpotrivă pe oricine care se apleacă spre analiză științifică că știința, rațiunea, folosirea rațiunii, citirea cărților de propagandă științifică, chiar la nivel de amator, o bună îndoială de scepticism pentru a cunoaște, toate acestea mi-au mărit respectul și admirația față de Dumnezeu, pentru că așa cum am spus mai devreme, am constatat că Dumnezeu nu mai era Dumnezeul acela tribal care făcea deosebire în mod absurd între cineva care e curat și necurat și așa mai departe, ci un Dumnezeu efectiv academician, un Dumnezeu de la care ai ce învăța. N-am mai crezut în acest punct de vedere, nu mai cred într-un Dumnezeu care creează sau a creat viața bătând din palme, brusc, în 7 zile, ci un Dumnezeu care așteaptă, de exemplu, 3 miliarde de ani ca să apară ca să apară Homo sapiens și ca apoi să se îi se reveleze în mod personal în grădina Edenului sau nu, e mai puțin important. Mi se pare mult mai interesant, mi se pare o domeniu de cunoaștere mult mult mai vast și mai interesant decât a crede copilărește ca la măsuța de nisip, când într-o singură zi au fost create din nimic toate milioanele de specii de animale și de insecte pe care astăzi le vedem. De asemenea, admir Dumnezeul care s-a reflectat în persoana fiului său și care nu a venit încoronat ca împărat și să fie slujit de servii săi, ci s-a lăsat să slujească și să spele picioarele acestor servi. Cu alte cuvinte, după cum observați, un Dumnezeu care a șocat, fie atunci când a venit pe Terra, acum 2000 de ani, fie prin știință la ora actuală, un Dumnezeu care șochează prin comportamentul său. Un comportament care este inacceptabil, este inacceptabil ca să-și lase creatorul, să-și lase picioarele spălate de niște oameni, de creaturile sale, și este inacceptabil ca Dumnezeu să se folosească de mecanismele evoluției pentru ca să aștepte atâtea miliarde de ani, na, din momentul apariției vieții până la revelarea sa față de prima pereche din Adam și Eva. Ei bine, pentru mine acesta este Dumnezeul adevărat. Acesta este adevărul, și anume cel care șochează și nu cel care ai fost obișnuit de mic copil. Aceasta este calea pe care am decis să o urmez. Faptul că privesc la momentul actual Biblia cu scepticism atunci când o citesc nu înseamnă nici pe departe că am aruncat-o la gunoi. Faptul că accept teoria evoluției cu foarte mici abțineri, în fine, pentru că nici nu am studiat-o așa cum au făcut-o alții, dar faptul că o accept totuși în ansamblul ei sau că accept Big Bang-ul nu înseamnă că nu mai cred în Geneza, ci că îi dau o nouă interpretare în concordanță cu știința modernă a secolului 21. Faptul că n-am renunțat la credința în persoana și în învierea lui Iisus Hristos nu mă face mai puțin creștin, da, decât cei
care de altfel cred în creațiune. La urma urmei, esența creștinismului nu cred că este în aceea de a interpreta faptele științifice, ci este credința în Iisus Hristos și comportamentul, tratamentul aproapelui. Da? Deci nu constă în dezbaterele noastre despre religie, știință sau creaționism, evoluționism. Aș dori să evidențiez faptul că actualele credințe, actualele concepții ale mele, acest interes deosebit de adânc pentru domeniul științific m-au ajutat să nu o iau razna în viața mea personală atunci, așa cum am spus, în momentele de cele mai profundă depresie din viață, într-un moment în care nu știu câți dintre prietenii mei religioși ar fi rezistat psihic sau spiritual. Și dimpotrivă, faptul că nu mi-am pierdut credința în izolarea cea mai cumplită, în izolarea cumplită nu numai de orice grupare religioasă, ci și de cele mai dragi ființe din viața mea, reprezintă, după părerea mea, o serioasă palmă peste obrazul acelora care sunt de părere că dezvoltarea intelectuală și spirituală a cuiva este condiționată de prezența cuiva în biserică sau de apartenența la o grupare religioasă. N-ai cum să te dezvolți spiritual, spun ei, n-ai cum să devii o persoană, mă rog, nu? Mai bună, mai cunoștințe mai vaste și mai departe, dacă nu mergi cu noi împreună. Dimpotrivă, pot spune, fără să fac niciun fel de rabat de la obiectivism, cred eu, faptul că în separarea de religie și de biserică văd exact secretul dezvoltării cuiva din toate punctele de vedere. Și deși este adevărat că mă repugnă la momentul de față orice serviciu religios, orice cântare de laudă impusă sau orice rugăciune impusă de cineva la comandă și mai departe, la fel de adevărat este că trăiesc acum un moment în care căutările mele după acest Dumnezeu sunt mai intense și mai autentice ca niciodată. Chiar dacă sunt în mijlocul dilemelor în care sunt. Aș întreba cu ce este mai presus spiritual cineva din biserică, un tânăr sau mai puțin tânăr din biserică, care se mulțumește să participe la școala de sabat și asta este tot, fără să-și pună alte întrebări, în restul predicii, poate chiar jucându-se cu smartphone-ul sau vorbind în pauză cu prietenii despre cum decurge campionatul mondial de fotbal. Deci cu ce este mai presus din punct de vedere spiritual un astfel de tânăr față de mine, care am dilemele de care am spus mai devreme, pe care le-am menționat mai devreme, însă a cărei căutare este sinceră și profundă. Pe de altă parte, dacă apartenența la o biserică nu este garantul nici al înțelepciunii și nici al unei spiritualități înalte, atunci de ce să nu fie reversul, și anume independența față de orice biserică, garantul acestor lucruri? În fine, sunt convins că abandonând calea copilăriei, abandonând acele explicații de la măsuța cu nisip cu care am fost obișnuit o viață întreagă și fiind interesat de explicații autentice pe care religia mea nu reușea să mi le ofere, am pătruns într-o fază de cunoaștere care, deși nu e nici
nici pe departe ultima, o consider însă net superioară sferei religioase. Bineînțeles că nu fac altceva decât să zgârii la suprafață. Intelectul meu este zero barat față de al altora cu care mă compar. Dar tocmai faptul că îmi înțeleg limitările mele de ordin intelectual mă determină să fiu mai precaut, să fiu mai tolerant, să fiu mai respectos cu semenii față de vremea când credeam că le știu pe toate datorită Bibliei, datorită Spiritului Profetic și eram extrem de înverșunat și extrem de intolerant față de altfel de opinii. Și de, bineînțeles, de indivizii care cultivă aceste opinii. În același timp, o persoană religioasă care se bazează exclusiv pe superstiție și pe tradiție, ca să spună ceea ce spune, este automat intolerant, este automat abuziv neiubitor. Nu împlinește esența legii care este iubirea prin înverșunarea cu care își apără ideile. Consider așadar că adevărata moralitate a cuiva nu vine din religie, nu vine nici măcar din Biblie sau din creștinism, ci are ca sursă mai degrabă pe acela care se află în spatele acestora, da? În spatele creștinismului, în spatele Bibliei, și adevărata educație este dată de informație, informație care cu cât este mai diversificată, cu cât este mai amplă din diferite surse alternative, cu atât te face mai complet din, și mai împlinit din toate punctele de vedere. Am văzut foarte, foarte puțini creștini aparținând bisericii care erau educați și am văzut foarte mulți agnostici și atei care aveau trăsături pretinse de creștini, da? Trăsături care sunt revendicate de creștini prin excelență, cum este toleranța, cum este respectul și așa mai departe. Aș dori să, în încheiere, să încurajez pe tineri pentru gândirea în afara cutiei religioase în care s-au născut, să părăsească curajos sfera magică de cristal religioasă pe care o consideră lumea lor și că dincolo de această lume este Pierzania, și să se aventureze personal pe tărâmul cunoașterii. Deoarece, așa cum de altfel prezintă și Biblia, Dumnezeu nu se revelează niciodată celor care studiază despre el într-o sinagogă sau într-un templu conform tradiției lor, ci dimpotrivă se revelează acelora care au curajul să iasă din barcă. Se revelează unui Natanael care studiază singur sub copac, se revelează unui Galileu Galilei care studiază bolta cerească, nu? Sub clar de lună, sau unui Martin Luther care este total izolat în castelul său și studiază profund interesat să cunoască pe Dumnezeu. Mulțumesc răbdării cu care m-ați ascultat și interesul cu care m-ați ascultat. Vă mulțumesc. La revedere.